slăbit să fie Domnul. Dar citim din Psalmul 147. Ne bucurăm că acest Domn mare este în mijlocul nostru. Ne-a chemat să facem parte din familia Lui. Ne-a dat de putere să numim copiii Lui slăbit să fie Domnul. Și să fim împreună ca niște frați și surori. Glorie Domnului! Mulțumesc la Dumnezeu de prezentarea ce ne-a făcut-o. Ne leagă amintiri frumoase de vara noastră. Noi nu eram la pocăință atunci când fratele Sandru era acolo cu familia dânsului și aveam copii mici, dar mergeam pe dealul Dos, pe dealul numit Dosul, unde se duceau oameni din sat cu animalele și vedeam casa dânsului, familia și copiii. Și mi-a rămas în minte până astăzi a fost armonia sfântă și înțelegerea frumoasă dintre copii, cum se iubeau, cum se apărau, cum se protejau unii pe ceilalți, slăvit să fie Domnul. După ce tata a murit, mama s-a pocăit la un an și am început și noi să vă spunem că să mergem la adunare. Și primele noastre misiuni mai îndepărtare au fost împreună cu fratele Sandu. Dânsul i-a dus cu un microbus albastru. Chiar dacă s-a mutat pe vremea aceea aici la Baia Sprie, totuși am ținut legătura că vizita satul nostru și îl contactam să ne ducă undeva în misiuni. Și sunt legături frumoase, amintiri frumoase, slăviți să fie Domnul. Dumnezeu a rânduit să fim frați și surori, să fim ca într-o familie. El este Dumnezeul nostru mare. Amin. Și vedem că și în această seară El va binecuvânta în continuare sufletele noastre. Ne va da hrană, ne va binecuvânta cu ceea ce a pus în fiecare dintre dumneavoastră. Ne-am găsit și doar noi care suntem din Valea Lor, ne-am văzut aici și din Ciocotici, Domnul să nu binecuvintez. Din dealul mare, am înțeles că sunt aici cu instrumente, vor pregăti și ei slaude de Domnul cântând, vor cânta și copiii sau vor recita după Harul lui Dumnezeu. Pentru început ar vrea ca sora Tabita Moreșan, dacă bine zic, din Ciocotiș, să laude pe Domnul cu darul ce va primi din partea Domnului, apoi și frații din dealul mare. După ei, fratele Emanuel, așa cum s-a gândit, va sluji înaintea Domnului cu un îndemn de rugăciune și de vorba cu har, cu foc, pentru orașul Baia Sprie. Dumnezeu să întoarcă oamenii. Dumnezeu să cerceteze pe cei noștri, să binecuvinteze pe cei care sunt prieteni cu noi, cu care lucrăm împreună, cu colegi de muncă. Dar să ne rugăm și pentru cei care urăsc pe Domnul și urăsc bucăiții. Dumnezeu să-i schimbe cum a schimbat pe Saul de Tarsus, are metodele lui. Și cei care au auzit măcar o dată Evanghelia, acel cuvânt care poate a fost lăsat uitării, acel cuvânt să încolțească prin Duhul Sfânt. Să-l dăm cu dragul fratele Daniel Corne, care este în mijlocul nostru și Dumnezeu avea un mesaj pentru noi. Și Dumnezeu să ne